Bună ziua, stimați prieteni! Suntem în a doua săptămână din anul nou, dar sărbătorile încă nu s-au finalizat la noi, mai avem încă anul nou pe vechi, dar noi continuăm analizele noastre economice, suntem la cea de 133 ediții de analize economice, un proiect comun Ediți Viitor și privesc eu toate celelalte ediții, le puteți vedea pe paginile noastre oficiale sau pe pagina mea ionita.md. Astăzi, fiindcă suntem în cântoiul sărbătorilor, vreau să vorbim despre un subiect extrem de important, dar noi la modul serios doar am început în Moldova să-l discutăm, și anume risipa de alimente. Suntem în sărbători unde facem cea mai mare risipă alimentară. Care este amploarea acestui fenomen? Cât el este de mare la noi? E mult sau e puțin? Vreau să discutăm astăzi și nu pot să nu amintesc aici că această idee mi-a venit grație efortului pe care îl depune prima bancă de alimente din Republica Moldova. Este o inițiativă pornită de Diaconia, finanțată de Uniunea Europeană, prin care încercăm să reducem la maxim, ei încearcă, noi în cazul dat Ediți Viitor îi sprijinim prin analiza care o facem, încearcă să reducă la maxim risipa de alimente prin preluarea alimentelor din rețele comerciale și oferirea lor oamenilor săraci. Doar vă spun aici o cifră. Alimentele pe care noi anual le aruncăm la gunoi ar fi de ajuns ca să hrănim 1 milion din cei mai săraci oameni din Moldova care subalimentează, iar alimentele care le aruncă țările dezvoltate este mai mult decât alimente, decât toate produsele alimentare care se produc în Africa de sub-Sahara. Deci, practic, noi, dacă am fi mai raționali, toate produsele alimentare, fiți atenți, procesate, produs, adus în magazin, cumpărate, dus acasă, care anual sunt aruncate de către oamenii din țările dezvoltate, ar ajunge ca să hrănești oamenii săraci. Nu facem acest lucru, dar aș vrea să mă opresc. Alimentele sunt problema de bază, o să zicem, preocuparea de bază la propriu și la figurat. Haideți să începem la ceea că inflația, prețurile. În ultimii 3 ani de zile, noi am simțit ce înseamnă alimente scumpi. Oricum le aruncăm. Chiar și în acest an, fiecare dacă pune mâna pe inimă, poate spune ce a făcut la anul nou pe nou, Crăciunul pe nou, anul nou pe vechi, care va fi în zilele următoare, Crăciunul pe vechi. Dar alimentele în 3 ani de zile, 2021, 2022, 2023, au crescut cu 62%, dacă observați, este mai mult decât în alți 5 ani de zile. Deci am luat din 2000 până în prezent, în 5 ani de zile, în 2001 până în 2005, produsele alimentare au crescut cu 60,9%. Ce înseamnă lucrul acesta? Ceea ce în 2000 costa 100 de lei, în anul 2005 costa 160 de lei și 90 de bani. Acum observăm că avem cea mai mare inflație am avut în ultimii 20 de ani și lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. Oameni buni, cresc prețurile alimente, aruncăm foarte mult. Cât aruncăm noi, cât de mare amploarea, vom vorbi. Cum am spus, alimentele reprezintă ceva de bază pentru noi și am luat aici toate țările din Uniunea Europeană și care sunt candidați, cât cheltuiește în medie o familie pentru produse alimentare. În Uniunea Europeană, în mediu pentru produsele europene, pentru produse alimentare se cheltuiesc 14,3%. Deci, de fapt, tu dacă cheltui mai puțin de 20% din produsele din bugetul tău pentru produse alimentare, poți considera clasa medie. Faceți singur calculul și vedeți dacă sunteți sau nu în clasa medie. Dacă din banii care aveți ați cumpărat mâncare pentru o lună de zile și vă rămas 80% din bani, înseamnă că sunteți în clasa medie. Dacă mai puțin, deja clasa medie nu sunteți. În Republica Moldova și Ucraina, mediu noi cheltuim 42%, este cel mai mult din Europa și din țările care vor să intre, de fapt din Uniunea Europeană și țările care vor să intre în Uniunea Europeană. Din alte două țări candidate avem Muntenegru, Bosnia și Herțegovina cu 31% și Muntenegru cu 27%. România din Uniunea Europeană este țara cât este mai sărac țara, că atât cheltuie mai mult pentru alimente, cheltuie 24,8%, urmate de două țări baltice, și la polul opus află Irlanda cu 8,3%, Luxemburgul cu 9% și Austria cu 10,9%, Statele Unite 6,5%. Ce înseamnă lucrul acesta? Alimentele reprezintă și în țările dezvoltate o problemă, dar la noi este mai mare, 42%, aproape jumătate din banii oamenilor merg pentru produse alimentare. Și este păcat când aflăm că din produsele alimentare care au fost strânse de pe deal, procesate, prelucrate, aduse la magazin, transportate unele mii de kilometri, mai ai mers acolo, ai dat bani pe ele și te-ai dus acasă.
după asta îl arunci la gunoi, cred că este un lucru trist și regretabil, fapt care nu trebuie să se întâmple. După cum am spus, 42% este media pe 3 ani cât cheltuie moldovenii pentru produse alimentare. În ultimul an, în 2022, când din 2023 în cer scuze, noi am cheltuit 41,1%, dar iarăși diferența, nu toți oamenii sunt egali. Unii mai săraci, unii mai bogați. Cei mai bogați oameni, 20%, chiuntila asta numărul 1, sunt 20% cei mai bogați oameni. Cei mai bogați oameni de la noi cheltuie 30% pentru alimente, 70% pentru altceva. Pentru ce cheltuie, vă arăta ceva mai târziu. Chiuntila 2, deja 42%, practic la noi consumul micuț sau ponderea mică a alimentelor este ținută pe cei mai bogați 20%, datorită lor, fiindcă ei consumă mult, dar la ei având bani mari, pentru că aceasta nu se face foarte vizibil. Uitați, cei mai săraci, 20% din oameni sau 250.000 de familii, cheltuie Moldova 57% sau practic 2/3 din banii lor mari pentru produse alimentare. Ei practic, după ce au cumpărat produse alimentare, nu le mai rămâne nimic bani. Și aceștia, chiuntila 4 și a 5, chiar dacă cheltuie mai mult de jumătate din banii lor pentru produse alimentare, ei subalimentează. Ei duc, din păcate, nu se alimentează cum este necesar și nu își pot permite niciodată luxul de a cheltui pentru alți bani. Cei din chintila întâi la noi, fiindcă cheltuie pentru produse alimentare doar 30%, el își poate permite să plătească pentru educația copilului, el își poate permite să facă o călătorie, el poate permite să meargă la restaurant, să meargă la odihnă, deci asta în afară de produse alimentare, restaurantul aici nu intră în produsele alimentare, că ei, mă rog, merge într-un local, iar cei mai săraci nu își pot permite niciunul de aceste lucruri și cheltuie toți bani pentru produse alimentare. Cum am spus, aruncăm foarte mult. Cât anume aruncăm noi? Aici am datele, cât aruncă doar gospodăriile casnice. Mai departe vă arăta că risipa alimentară este pe tot lanțul. Deci noi am putea spune în felul următor. Avem pierdere alimentară și risipa alimentară. Am uitat să spun că este prima analiză care de acest fel. Sper că vom face la anul următoare, vom avea date cu mult mai calitativ. Subiectul acesta a devenit important. El analiza și eu date folosesc de către Organizația Națiunilor Unite a făcut un raport. Curtea de conturi a Uniunii Europene a realizat un studiu la acest capitol, deoarece toată lumea este îngrijorată de ceea ce se întâmplă. Și noi avem pierderile alimentare atunci când n-am strâns roada de pe deal, a rămas acolo, n-am recoltat-o ca lumea, nu am putut să o strângem toată, deci asta sunt pierderi, dar risipa este atunci când tu marfa ai strâns-o, deja o duci la procesul de procesare și în timpul procesării ai niște pierderi, când o transporți ai pierderi, în magazine ai pierderi și luat acasă tot ai pierderi. Apropo, cel mai mare pierdere se întâmplă anume acasă. Deci doar oamenii acasă, că mărfurile, după cum am spus, pierd mai multe elemente, oamenii acasă în Republica Moldova, în mediu anual, oamenii aruncă la gunoi 76 de kilograme de mâncare pe o persoană. Puteți acușa să vă dau cifre totale, deci 76 de kilograme de mâncare, dacă calculăm cât suntem noi, primim mii de tone de mâncare anuală, eșaloane întreg de trenuri, cu produse procurate, deci 76 de kilograme este produsul procurat, dus acasă și apoi aruncat la gunoi. 76 de kilograme fiecare an. Dacă observați, topul este cu Grecia 142 de kilograme pe cap locuitor, merge Malta, la partea opusă este Slovenia din Uniunea Europeană, Rusia 33, Slovenia 34, Austria 39 de kilograme. Rusia este mică, oamenii aruncă puțin, dar în schimb este mari pierderile în procesul de procesare, de pregătire. O să vorbesc ceva mai târziu despre aceasta și vedem aici pe fiecare țară. Deci Republica Moldova este cam pe la mijlocul Uniunii Europeană, în România 70 de kilograme, dar sunt unii și mai rău ca noi. Dar aici trebuie să spunem că pierderile totale sunt mult mai mari. Deci asta, 70 de kilograme, noi aruncăm numai acasă. După aceasta se mai aruncă la magazine care nu s-au vândut, se mai aruncă la fabrici care nu s-au produs la timp și mai rămâne pe deal. Dacă să ne uităm atent, fără marfă care rămâne pe deal, consumatorii, în mediu, am luat în baza unui raport realizat de Curtea de Conturi Uniunii Europene, unde au luat 5 rapoarte la ziua de astăzi cunoscute și un consens este în felul următor, că din tot ce aruncăm noi,
Deci avem risipa, din toată risipa care o facem, deja produsul care s-a transformat e bun pentru consumul uman, deci el este prelucrat, este bun pentru consum, 40% din risipă este făcut de către consumatori. Deci marfa procurată, adusă acasă și aruncată la gunoi, 15% sectorul comercial a cumpărat marfa, n-a putut o vinde și o aruncă, 20% sectorul procesării, de cei care procură marfa, o prelucrează, o aduc la producție și 25% la producție. Deci marfa ajunge în sector de producție, nu s-a produs cum trebuie, nu s-a vândut, că la timp nu a putut fi vândută, s-a aruncat pe gunoi. Deci, dacă observăm, cel mai mare risipitor este populația și, printre alte, cel mai responsabil sunt agenții economici. Ei doar 15% din marfa, ei aduc o contribuție de 15%, dar ei totodată sunt și cei care se implică în procesul de luptă contra risipii alimentare. Dar, după cum am spus, acei 76 de kilograme noi le aruncăm de acasă. În afară de aceștia 76 de kilograme, mai sunt mărfurile care se aruncă de la magazin, care rămân pe deal. În total, în America de Nord, noi avem undeva 300 de kilograme anual de pe cap de locuitor. În Europa, unde suntem și noi, tot undeva 270, 290, 280 de kilograme anual aruncăm de 70 acasă și încă alte 200. Până ajunge la noi acasă, să aruncă la gunoi. În Asia dezvoltată, 220, în America Latină, 220-230, în Africa, 160-210, și aici vreau să spun de ce așa de mult în Africa. În Africa, populația săracă, practic, nu arunc produse alimentare. Deosebirea la ei este că ei, fiind foarte slab dezvoltați, ei toată marfa rămâne pe deal. Deci, la dânsă această pierdere mare de 180-200 de kilograme de om, pentru fiecare persoană care le-ar permite lor să alimenteze normal, de fapt este din capacitatea lor redusă de a strânge această marfă, de o aduce la magazin, de o aduce acasă. Deci la dâns marfa nici nu ajunge acasă. De fapt, oamenii săraci, când au cumpărat, o consumat tot. Partea proastă, că ei fiind slab dezvoltați, foarte mult pierd pe drum. Cel mai puțin se pierd din Asia de Sud și Sud-Est, acolo 120-140, din simplu motiv că ei sunt mai organizați în procesare și risipesc mai puțin acasă. Ei practic nu aruncă nimic. Deci, risipa alimentară din Republica Moldova, nu voi lua astăzi în considerație tot ce se pierde până acasă. Deci, eu iau, noi am plătit bani, am cumpărat produse alimentare, le-am adus acasă și le aruncăm la gunoi. Cât aruncăm noi? Deci, acolo să vă dau și în cifră absolută, dar acum eu din bugetul nostru. 5,2% din toate cheltuielile noastre lunare mărg pentru produse alimentare care ajung în coșul de gunoi. E mult să obțin asta. Haideți să uităm. Noi, în 2023, cheltuim pentru produse alimentare 41,1%. Cel mai mult. Cel mai mult noi cheltuim pentru mâncare, că suntem o țară săracă. În realitate, noi, de fapt, pentru produsele alimentare care real le consumăm, cheltuim 35,9%. După aceasta, cheltuim 16% pentru locuință, apă, electricitate și gază. Îmbrăcăminți și încălțăminte 8,4%, transport 7,4%, mobilier, dotare și întreținere locuinței 5,8%. Produsele alimentare 5,2%. Fiți atenți! Pentru sănătate 5,1%, pentru diverse produse și servicii 4,5%, pentru telecomunicații 4%, recreere și cultură pentru odihnă 2,6%, restaurante, hoteluri 2,2%, băuturi, asta nici nu ar trebui să fie, dar avem 1,7%, și educații 0,9%. Deci, cetățenii Republicii Moldova cheltuie pentru produsele alimentare pe care le arunc la gunoi mai mult decât pentru sănătate, mai mult decât pentru odihnă și de 5 ori mai mult sau de 6 ori mai mult decât pentru educație. Deci noi, în loc să dăm bani pentru educarea copilului ca să-l scoatem din sau facem un copil care să aibă o șansă în viață să primească o profesie bună, noi, de fapt, cumpărăm produse alimentare pe care le aruncăm la gunoi. Care este volumul de produse alimentare care noi anual le risipim? Și aici vreau să spun că, de fapt, sunt două. Sunt pierderi și sunt risipă. Pierderi, spre exemplu, dacă cartoful l-ai cumpărat și l-ai curățit, coaja
nu considerăm resipă, asta e pierdere, el ar putea să-l folosim la animale, noi n-am ști cum să-l folosim, nu-l folosim. O rămas strugurii pe deal, nu i-am strâns, asta nu e risipă, e pierdere, nu, n-am strâns. În total, pierderile totale sunt de 19,2 miliarde lei, dintre care 10 miliarde de lei este risipa. Deci 9 miliarde lei este pur și simplu capacitatea noastră redusă de a strânge toată marfa și de a o transforma în produs alimentar, iar 10 miliarde, dintre acestea 19,2 miliarde, 10 miliarde, mai mult de 10, de fapt, vreo 12 miliarde de lei aproape, sunt produsele alimentare pe care noi le-am procurat, le-am transformat în marfă pentru consum și nu le-am mai consumat. 6,6 miliarde de lei sunt banii pe care cetățenii noștri le-au plătit pentru marfă în 2023, pentru produse alimentare, le-au adus acasă, le-au aruncat la gunoi. Deci din 19,2 miliarde de lei, estimativ 6,6, sunt produsele alimentare pe care noi, din păcate pentru noi, le-am aruncat la gunoi. De fapt, noi suntem niște risipitori, nu cei mai răi din Europa, dar foarte mari. Deci, încă o dată vreau să repet, 5% din toate cheltuielile populației noastre, 5,2%, mai mult decât pentru sănătate, mai mult decât pentru educație, noi le cheltuim pentru produse alimentare pe care le aruncăm la gunoi, 6,6 miliarde de lei, numai populația anual procură produse alimentare pe care le aruncă la gunoi. Uniunea Europeană a stabilit că, de fapt, sunt câteva măsuri de a lupta cu risipa alimentară. Voi enumera primele două. Acestea mi se par cel mai importante. Prima este prevenirea. Dar cel mai important lucru este într-așa fel să ne organizăm ca noi pur și simplu să nu aruncăm banii în vânt. Să ne învățăm, să calculăm. Întotdeauna le spuneam, faceți voi oameni buni un calcul, îmi faci o masă, eu nu sunt bucătar, dar fiind economist de profesie, întotdeauna îmi place, o țin minte întotdeauna când se face o masă, eu calculez câte kilograme de mâncare revine la o persoană. Credeți-mi pe cuvânt, un om nu poate mânca 3 kilograme de carne la o masă. Un om nu poate mânca 5 kilograme de mâncare la o masă. Calculați câtă mâncare, pur și simplu tot ce vreți să faceți tot meniul, calculați-l în kilograme și numărați numărul de persoane și veți vedea, veți rămâne în șoc și veți vedea. Dacă mergeți la un restaurant și vreți să faceți o zi de naștere sau o nuntă sau cumătrii sau tot ce faceți și vă propune șeful sălii, vă propune meniul, nu intrați cu el în sfadă că e bun, e rău. Luați meniul și pur și simplu calculați câtă mâncare revine la o persoană. Veți vedea că niciodată nu îți vă propună mai puțin de 2-3 kg de om. Nu mai puțin de 3 kg. Dintre care jumătate este carne. Credeți-mă, nici om nu poate mânca atâta. Deci asta este primul. Acasă exact același. Și al doilea lucru este donația. Exact cu ce se ocupă în prezent Banca de Alimente din Republica Moldova. Prima bancă care a fost creată de către Diaconia. Deci ei încearcă la magazin și încearcă și la persoane private, cu persoane private care sunt cel mai mare risipitor, este mai greu, încearcă ca mărfurile care încă nu au expirat, care încă sunt buni pentru consum și care știi precis când va fi vândut, să fie utilizat pentru a fi dat celor care au nevoie. Deci aici vreau să fac un apel către toți agenții economici. În prezent avem o rețea, una din cele mai mari rețele comerciale din Republica Moldova, ca volum de vânzare, care s-a alăturat aceste inițiative și vreau să fac apel la toți agenții economici ca să conformeze noi legi. Și vreau să mulțumesc Parlamentului că la noi s-a votat legea privind prevenirea risipii de alimente. Sper că ea va fi îmbunătățită. Sunt deputați care lucrează asupra ei, dar cert este, nu este corect. Nu este etic și nu este normal ca să facem această risipă. Nu este doar o problemă în Moldova, aici vreau să atrag atenția. Nu este o problemă în Moldova. Este problema țărilor dezvoltate. Dacă în țările mai slab dezvoltate ei, populația nu risipește, dar neavând tehnologiile necesare, îi pierd produsele alimentare până ajunge la populație. În cazul țărilor dezvoltate, produsul este transformat în hrană, numai că populația irresponsabil o risipește. Și dacă în țările nedezvoltate problema este de capacitatea slabă de a procesa produsele alimentare, în cazul țărilor dezvoltate, în Moldova este undeva pe mijloc. Noi și una nu putem face bine, dar și a doua deja ne-am învățat să o facem, să o risipim. Deci cred că pentru Republica Moldova acesta 76 de kilograme este prea mult și încă o dată repet, 76 kilograme doar de acasă să aruncă. În total noi avem undeva peste 250. Suma exactă, volumul exact,
doar îl estimăm în baza studiilor care sunt acum în prezent. Vreau să vă încurajez pe toți. Sărbătoarea care urmează a fi, sărbătoarele care vor mai fi, evenimentele care le aveți în familie, țineți cont. Banii voștri, care loc să meargă la odihnă, loc să meargă pentru educația copiilor, loc să meargă pentru sănătatea voastră, merg pentru alimentele pe care le-ai cumpărat și le arunci la gunoi. Ceea ce nu este corect. Doresc ca să fim mai responsabili, mai educați în acest an și Republica Moldova să devină un exemplu bun la acest capitol de atârnare responsabilă față de produsele alimentare, iar tuturor celor care sunt implicați în mediatizarea acestui fenomen negativ, care se implică în lupta contra acestui fenomen negativ, nu rămân decât să le mulțumesc și încă o dată repet, această ediție a fost posibil doar încurajării care am primit-o din partea Băncii de Alimente din Republica Moldova, prima și sper că nu ultima de acest fel, care prin măsurile care, apropo, tot ce fac ei, este o picătură în mare, tot ce avem de făcut este fiecare de noi să fim responsabili și să aruncăm mai puțin. Vă mulțumesc și până data viitoare!